că vorbim și pentru că în această carte este pomenit unul dintre vechii meseriașul gojeni care până mai în anii trecuți și-a practicat meseria, vreau să subliniez și să fac cunoscută prezența în această sală a domnului Trost Rudolf, care până în anii trecuți... Și să vă mai fac o precizare vis-a-vis de această diplomă de meserie din 1844. Exista în lumea meseriașilor așa zisă zicală, Blaue Montag. Deci cei care se distrau prea mult duminică și nu ajungeau la servici, era așa zisă lunea albastră, când aveau voie prin statute să stea acasă. Să revină din facultate. Logic. Lumea nu se dădeau bani. Banii și gârții nu primeau bani, nici că altfel nu primeau bani. Nu le dădea bani și atunci, sâmbătă, la ora 6, dar era genau bătut, atunci i-a adunat pe toți, și sculptorii, și mozaicari, și toți, da, bani. Ei, și mai era o treabă, că meseria și peste săptămână, mai mult ca altfele, mergeau la birtul Ludonica. A, nu, mulți, domnul Rudi știe unde a fost birtul Ludonica. Nu. A fost unde e statuia lui Murgu. Acum era birtul Ludonica. Ludonica stătea pe trepte și lângă era ușa lui tipograful George Țăran. Deci acolo a fost tipografia lui George Țăran și plănăria lui Eneșca. Era așa și după aia era artizanat, parcă le văd, deci știu toate cum erau. Și acolo ei mergeau și spuneau, întreba Donică, unde lucri? Păi la maestrul X, la maestrul Y, nu știu ce, și trebuia un bufar mare, în caiet și acolo scria. Și atunci când ieșeau maestrului de la biserică, este o scris, ieșeau de la biserică duminica și mergeau la birtul meseriașilor. Urma de la biserică cu două tururi, țac, la birtul meseriașilor. Donică era cu șorțul alb afară, și le făcea semn. Și treceau pe fața, nu era primărie, era finanțele, treceau pe ăsta și venea la duminică. Spunea, pe ăsta, bă, așa, așa. Sâmbăta următoare, tu moți de la Daroma, s-o film. Atâta, numai atâta, fac pe la ta. Păi cum ai? Păi da, n-ai acolo la duminică. Și așa era tot. Deci asta era, și atunci luau monta, nu mai vorbim. Dacă mai dorește cineva din sală să ia cuvântul, sau dacă aveți... Acolo erau niște clădiri, acolo era... Da. Era cu turismul, era acolo. Da, turismul, da. Reparații TV, acolo erau niște clădiri. Da, Miorița. Da, Miorița 72, 74. Miorița, da, și totuși, el spune că comunismul s-a demolat atât de mult în Lugoj, cât s-a demolat după 90 și s-a distrus. Bun, dacă nu aveți întrebări... Vreau și eu să vă spun, da. Eu sunt Nora Lopez.